Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Win Game de pe CSGO 2 alături de Vlad. Hai să-i dăm play aici. Deci dăm pe Win Game. Tot pe harta Inferno vom juca. Voi da start și revin când îmi intră în match. Bun, haideți că am revenit. Din păcate nu vom putea comunica cu Vlad din cauza că noi merge microfonul. Băiatul și-a dat comandă de un microfon nou, dar până o să, până îi vine, o să dureze puțin. Mișto? Short. Bă, aș putea să iau runda, mă. Să forțez sau să mai merg pe... Hai să forțăm. Să forțăm. Ah, mi-a dat cap. Short. Long. Da. Ce joacă băieți? Bine, decât unul. Să nu se dau laș. Să vedem. Bine, Vlad! Bă, ce are? Are tot... Bă, hai că ne-a ieșit rush-ul. Asimov. Bun, hai că are și Vlad armă. Bine, Vlad. Vrea el să ne facă. Dar din păcate au luat două runde. Au luat două runde și nu-mi place lucrul ăsta, dar asta este. N-am ce face. Bine, mă! Bă, dar aveam impresia că e acolo, la mid. Încolo el trecuse în partea cealaltă. Da, nu știu ce am avut impresia asta. În fine, e bine că am luat runde. Trebuie să și câștigăm meciul, dar vedem. E bine să luăm cât mai multe la... Bine, Vlad! Aia zic, mă. Hai, mă, că merge treaba. Dar, cum spuneam, Vlad a început să mai joace și el CSGO. Și vedeți că deja începe să miște și el mai bine.
Nu, no, că puteam să o iau și pasta. Puteam să iau runda asta, dar m-am grăbit. În fine. Cât avem? Avem 7... Scorul, cât e scorul? A, 5, 3. Da. Acum ia, să vedem cum o jucăm pe asta. Vlad zice să mergem lung. Da. Am jucat tu prost. Nu știu dacă o să câștigăm meciul ăsta, dar noi încercăm. Hai să forțez. Long 1. Și pit, cred. Și eu după ăla am pit 10 ani. Ca să dau și un flash. Dar sper că băieții nu dau push. Dau un... Dau în bază. Da. Aoleu, erau amândoi acolo. Dacă știam, o luam pe lung. 2000, 2000. Hai să încerc. Mergem lung, Vlad? Hit amândoi. M-a blocat. M-a blocat și n-am mai putut să fug. Poate reușim să scoatem măcar egal. Avem aproape acele scoruri. 10-5, 10-3. Deci ăsta cam stau un pit. Mamă, cum am tras! Da. Pare că vom pierde. Asta este. Mai pierde, mai câștigăm. Poate vom câștiga următorul meci. Sunt amândoi aici, unul sub balcon, unul în pit.
Se pare că am pierdut meciul ăsta. Nu cred că o să reușească Vlad să ia runda, dar... Știu băieții, au jucat bine, au stat grupați. Da, se pare că meciul ăsta l-am pierdut, dar poate îl vom câștiga pe următorul. Bine, Vlad. Bun, hai că am luat incendiera. Nu cred. Ușort. Bă, cum nu l-am bătut, mă, pe ăla, că a trecut și prin foc. Ce mă precipii ca idiotul. Nu e bine că pierdem lupt de la City. Nu, unde e? Bă, dar s-a tras. Am tras de... Bine, bine că am luat zi. A, Vlad, lui Vlad i-a ieșit. What? De cât ăsta era? Cum așa? A intrat Vlad, a intrat. Ah, deci le-a ieșit și lor unul, am înțeles. Am înțeles. Dar văd că Vlad are în continuare probleme. Bun, haideți că am revenit. I-a intrat și lui jucătorul. Sper să nu fie ieșit să își bage codurile. Am dat bine smoke-ul ăsta, dar... Bine, mă! M-a dat Vlad aici bine smoke-ul ăsta. Care mi-a permis mie să... Jonglez. Bravo, Vlad.
Aș luat, și-a luat armă că vreau să-i dau eu. Eps. Mamă, ce a intrat glonțul ăsta, am avut noroc. Am avut noroc, băieți. 8-1. Hai că 8-1, 5-1, pardon. Avem șanse să-i batem pe băieți. Dar să luăm cât mai multe runde la City aici. L-a bătut pe Vlad. Poate să vină pe oriunde. Uite-l unde era, bă! Vezi că a ieșit din EPS. Opa, s-a supra băieții. A, ăsta e ăla de aici și a intrat. Nu și-a activat băiatul codurile cumva. Bun, acum să vedem ce facem. Avem 5. Dar mai trebuie vreo 4 runde. Sau măcar 3 să facem egalul, da? Vedem. Long. Bă, dă-l încolo. Bă, ce-au ieșit amândoi pe mine, bă. Da. Nașpa. Greuț, greuț. Hai, pe asta. Ah! Hai, bă, faci mișto. Da, și-au băgat coduri. De unde știau ei că stă și vin amândoi? Report. Report lui nenea asta. Și-a băgat codul 100%. Chiar vă lăsăm să lăsați acolo în comentarii ce părere aveți. Hai să vedem acum dacă știu unde ne ducem. Long. Retrage-te. Bă, hai mă, faci mișto de început să joci așa. Dă-i report-ul ăla de la primul, de pe primul loc de la ei. Nu reușesc, bă, să sar acolo de nicio culoare. Stânga, stânga.
E în boiler, cred. Bine, Vlad. Bă, ce a început ăsta să joace așa dintr-o dată, mă. Sau poate doar în mintea mea, dar miram aș prea... Prea o dau băieții. Mă duc tare și intru în boiler. Ultimul short. Da, e la sus, pe balcon. Asta e jos acum. Ia să vedem, îl știe pe Vlad? Da, se pare că nu l-a știut. Probabil că pur și simplu... Zi. Joacă, nu știu ce să zic. Nu se un pe 90, că văd că tot dau raș băieții. Dacă ies acum, m-a halit. Da, mă așteaptă aici acum. Aveți. Păi cam asta a fost și episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe. Eu am fost Sosinga Games și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!